Peste 400 de înotători din 9 țări participante s-au întrecut în bazinul olimpic din sala sporturilor din Dortmund pentru medaliile puse în joc. Delegația argeșană prezentă la acest concurs internațional a fost condusă de antrenorii de la SCM Pitești, Iuliu Berca, Bogdan Chiriac și Viorel Ciobanu, iar cei 8 înotători deplasați în Germania au avut evoluții de excepție în probele în care au concurat. În cele 2 zile de concurs, sportivii de la clubul din Strand și-au trecut în cont 50 de medalii, dintre care 34 de aur, 8 de argint și 8 de bronz, terminând competiția pe locul 3 pe echipe. În urma rezultatelor obținute, 12 medalii de aur, David Cârciumărescu a fost desemnat cel mai bun înotător la categoria de vârstă 2004. Oficialii piteșteni sunt convinși că în urma rezultatelor de excepție obținute la concursul din Germania, înotul piteștean demonstrează că are viitor și că se află pe un drum bun. În altă ordine de idei, la începutul acestei săptămâni, cel mai bun înotător argeșan al ultimilor ani, Robert Glință, a fost transferat la clubul din șoseaua Ștefan cel Mare, Dinamo București. Robert Glință a fost prezent la Olimpiada de la Rio de anul trecut, având o comportare foarte bună, dacă se ține cont că argeșanul junior fiind, a reușit să se califice în finala probei de 100 de metri, la finalul căreia s-a clasat pe poziția 8-a.